dacă omul are o panică. Ok. Hello there, te salut! Vocea asta nu e vocea de la radio, e vocea de Afterhills. Ziua noastră de duminică a fost punctul culminant al experienței Afterhills, pentru că vocea de radio poate suna... Este ora 13 la Virgin Radio, începem cu 10 hituri non-stop live de la Iași, de la Afterhills, avem Marshmallow și Anne Marie. Dar până să ajungem aici s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Miercuri 30 mai, 4 oameni, am plecat la drum, plinul la benzină făcut, moodul de party deja activat, cu un set marca set Roxler. Toate bune și frumoase, vreo 25 de kilometri, am avut impresia că o să intrăm în Mizil. Dacă am trecut prin Mizil, habar n-am, nu mi-aduc aminte. Un singur lucru este cert, că ne-am trezit în Vazui și am sperat că am trecut deja de Mizil. Iată, ne ajungi la Afterhills, pentru că, dragii mei, viața noastră on air, dar mai ales off air, a fost purtată într-un rucsac vreme de 5 zile în Valea Lupului din Iași. Atmosferă senzațională în prima seară, liniște, stele pe cer, viață la țară, noi copleșiți de atâta liniște. Lucrurile s-au schimbat a doua zi la 10:30 când la main stage a început 1 ț, 1 ț, ț, 2, 1 ț, ț. N-are sens să vă spun ce a ieșit de aici, cert este că a început Afterhills, o adevărată nebunie. Prima seară ne-a așteptat 25.000 de oameni, toată lumea a sărit un jump around pe seturile marca Vinnie Vici și Sunnery James. De departe, surpriza acestui festival a fost zebra Virgin Radio. Bine, la un moment dat nu știam să identificăm zebra de noi, dar până la urmă ne-am descurcat. S-a terminat și seara de joi, prima de festival. Festivalul a mers foarte bine, pentru noi a fost ceva mai dificil, pentru că am locuit vreme de 5 nopți într-o rulotă. Am simțit basul, am simțit și tangajul și ruliul. Asta e spațiu minunat de cazare. Trebuie să-mi filmez asta ca să... Deci acum închid ușa, asta e ușa. Asta e ușa de la baie, asta e spațiu atât. Vineri dimineața, la ora 8:23, colega mea Alexandra Gavrila m-a sunat din București pentru un live în Virgin Tonic. Am reușit să facem lucrul ăsta, doar că Șurubel a întins puțin coarda. Eram în ținuta mea de festival, pijamale, pentru că mi-am petrecut primul festival în pijamale și șlăpișori și am ajuns la scena de români. Imagine this, 8:40 dimineața, un grup de oameni. Tripuri faine, punea sit. Senzație. Out of nowhere... Am apărut eu în pijamale și tricoul Virgin Radio, filmând. Din acest trip de... Am avut, știți, privirea câinelui când stăpânul face un gest ieșit din comun? E 9:28, așa e la Afterhills. Și s-a terminat și prima zi de Afterhills. S-a terminat prima parte a primei zile de Afterhills, pentru că după amiază a început nebunia, au venit colegii mei din Virgin Tonic, Bogdan, Șurubel și Ionuț. Este foarte important să te protejezi de soare la festival, da? Factor de protecție cât? 50, all-in, all-in. Lăsând la o parte atmosfera de festival, ce ne-a copleșit pe toți în egală măsură, din cât am înțeles, deși am mai avut câteva ieșiri în public, a fost exact publicul ăsta. Reacția oamenilor în momentul în care te văd, fără ca tu să-i cunoști, acel a fost de neprețuit. Stai, unul dă mine înapoi, că am greșit, măsura, pare rău. Pentru tine... Uitându-ne în line-up, am înțeles că noaptea de vineri spre sâmbătă va fi exorcizare totală, zona de hardcore, lucru care s-a adeverit. Momentul Alien Fila a fost momentul suprem al festivalului, zgomot de la prima până la ultima măsură. Cert este că în acea noapte... Toaleta pe care o aveam în rulotă a suferit câteva pagube majore. Vinovat și responsabil de situația asta s-a făcut Șurubel. Eu am venit aici și am făcut pipi, da? Și am terminat de făcut pipi. Da, ai făcut pipi unde? Aici, cam în zona aia. Broccoli, apio... Și după aceea zic, băi, trebuie să dau de clapeta asta ca să deschid, știi? Da. Și am deschis când am dat de clapeta. Numai că în momentul ăla am rămas cu acest mână în mână. Întrebarea e, te-ai bișat sau nu? Da, eu am terminat asta, liniștiți. Am rămas cu acest mâner în mână care se ținea într-un plastic. Care plastic s-a spart că e... Mișu are o întrebare, te întrerup, dar Mișu are această întrebare. Cu Mișu? Caca pipi s-a dus la rezervor sau unde? Da, da, totul. Ok, doar că era... Dar am făcut doar numărul 1, oricum. Haideți. Andrei, ce îl costă? 3 mențiuni dimineața sau tu plătești? Nu, eu povestesc asta și le spun numele dacă e. Nu, tu... Cine plătește? Eu plătesc și asta, nu-mi pasă. A, tu faci și mențiunile și plătești. Acum pe noi nu ne-a mai interesat dacă plasticul e de bună sau de proastă calitate, cert e că omul a fost pedepsit. Aș fi crezut că ce-a rămas din Crystal Method, adică singurul membru al acestui duo la un moment dat, operat în anul 2013 pe creier, e un tip ușor obosit. Nu, a fost demonizare totală la Crystal Method. De departe a fost unul dintre cele mai tari momente din main stage-ul Afterhills 2018. Meanwhile, în București, toată lumea și-a adus aminte că a fost un 1 iunie, iar pentru copilul din noi, Gasca Zurli a avut o adevărată surpriză. Sigur, lucrurile astea se întâmplau în București. Întrerupem acest vlog pentru un anunț de ultimă oră. De vreo săptămână avem o problemă la radio cu sticlele de Coca-Cola. Au ei acum o campanie super tare și mega inovativă cu o brățară pe care o dezlipești de pe sticlele Coca-Cola și o scanezi cu o aplicație care se numește UAH și vezi acolo dacă ai câștigat telefoane Samsung Galaxy S9 sau bilete la Untold, la Neversee, la un concert internațional de Alinei sau meniuri combo la McDonald's, o grămadă. Și mi se pare foarte tare că dau premiile astea pentru că te duc un pic în viața de festival. Viața de festival e mult mai mișto decât viața reală. Acolo ai muzică, scene, food trucks, prietenii cu tine, e good vibe. Și brățara Coca-Cola încearcă să facă din fiecare moment banal un festival. Doar că de când a început concursul ăsta, au început să dispară brățările de pe sticlele de Coca-Cola din redacție de la noi. Și n-am observat doar eu treaba asta, au fost și alți colegi care s-au plâns. Așa că ce am făcut noi? Am pus 3 sticle de Coca-Cola reci, nedesfăcute, momeală pe o masă în hol. Și am așteptat o zi întreagă. După care ne-am uitat pe scaunele de supraveghere. După care ne-am uitat pe camerele de supraveghere. La început nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au trecut pe lângă ele, însă, la un moment dat, stați așa, dați un pic cu încetinitorul și un pic de zoom, vă rog. Exact. A venit prietenul nostru, Andrei Nicolae, și a început să dezlipească toate etichetele sticlelor. L-a și văzut cineva și a început să vorbească cu el și omul s-a comportat super natural. Deci e clar că face asta de foarte mult timp. Așa că m-am hotărât să mă duc după el în operațiunea flagrant Brățareta 2. Nicolae, să facem un joc. Pun pariu că ghicesc. Vino cu aici, vine puțin. Pun pariu că ghicesc ce ai în buzunar. Bă, bă, nu mai fura astea de pe sticle. Te pun pe vlog, ești prost, te pun pe vlog. Cum se... Le folosește cineva, sunt pentru o prietenă. Ce, erau ale cuiva? Te pun pe vlog, fraiere. Mă, dar erau ale cuiva sau... Da, sunt ale oamenilor. Eu le-am pentru o prietenă, dar crezi că nu trebuie... Nu mai lua alea. Sticlele acolo, stăteau, adică... Vezi că s-a... hotărât să-ți dăm pedeapsă. Bine, dar... Vino cu aici. Nu am crezut. Fii atent, pedeapsa numărul 1. Cami, vino să nu mergi, să jurizezi. Deci, vino Cami aici tu. În fața lui Cami. Trebuie să faci 10 flotări și după fiecare flotare să spui nu mai fur brățări Coca-Cola. Nu mai fur brățări Coca-Cola! Nu mai fur brățări Coca-Cola! Nu mai fur brățări Coca-Cola! Nicolae, ale erau toate? Da. Mai, vezi dacă înveți că mai are una. Sigur mai are. Am văzut eu că a furat 3. Uite, erau 2. Și mai e una care s-a rupt. Asta e rupt, asta nu funcționează. Mai ai o pedeapsă, fii atent. Așteaptă-mă un pic. Ai o coală? Strigă, vreau să te aud cum strigi. Ofer companie la festival doamnelor generoase. Ce festival? Bună. Ofer companie la festival doamnelor generoase. Nu sunt generoase, dar sunt ofer companie. Încă o zi salvată, încă o viață tânără adusă pe făgașul dreptății de mâna lungă a legii, care și ea poartă brățară Coca-Cola. Hashtag Festival Your Life. Și scanați-vă brățările. Ne întoarcem în Iași pentru că, așa cum v-am spus de la bun început, viața noastră ofer a fost relocată într-un ghiozenel vreme de 5 zile în Valea Lupului. E foarte ciudat momentul în care, într-o dimineață, ai o clipă de liniște pentru că nu e ț1, ț2 și apar din senin Cristi Stanciu și Mark Ryan. Cristi? Cât e ceasul? 9.30. Zice că auzi aici la 9:30. În port de la ora 8. Era foarte multă lume la main stage. Sigur că ne-am întrebat cum a ajuns toată lumea aia acolo în main stage. Aparent, răspunsul l-am găsit la Mark Ryan. Îi vezi pe aici trece de la scena principală. După ce ne-am coborât noi de la pământ, am venit aici, am față. La noi am fost toți. Toți am fost, toți. N-ai idee câte poze am făcut, câte autografii am făcut. Wow. Mă doare și închetura și... Mă întorc totuși la povestea cu toaleta stricată. O toaletă stricată înseamnă mers în altă parte. Am reușit să fac duș cu colegii mei, da, știu, sună foarte prost, cu colegii mei Cristi Stanciu și Mark Ryan. În backstage am fost ajutați să ajungem acolo. Dușul era, din nefericire, doar cu apă rece, motiv pentru care strigătele de acolo au părut ca și cum aș fi fost cu un grup de alte două fete. Vreme de 6 zile și 5 nopți n-am simțit asfaltul sub picioare, ceea ce nu e foarte grav. Doar că duminică, patternul acela de festival, da, a venit ploaia. Am plecat cu o talpă atât și ne-am întors cu o talpă atât. Am găsit mijloace de curățare, niște pahare rătăcite prin zona Virgin Radio România. Nu știu dacă Ionuț, la aproape cei 29 de ani ai săi știe sau își aduce aminte cum arăta când era mic. Dar stați acolo amândoi. Care? 12. Lucați, acum 12 ani nu făceam sex. Ok, nu e al meu! Îi pui șapca ta. Zebra Virgin Radio a fost deliciul celor 4 zile de festival. Pe această cale țin să le mulțumesc acestor doi oameni minunați, Marina și Ștefan, sunt studenți în anul 1 la actorie în Iași. Altfel mă întorc la Ionuț, el are pe telefon, din cât am aflat, un filmuleț cu virgulă, cocalari și muzică electronică. Sigur, e o combinație perfectă. Ăla e Ionuț sau orice petrecere. Cu pantalonii de training. Dar unde erau ăștia? La un festival de muzică electronică. Dar nu știu dacă... Dar nu la noi? Nu cred că în România, nu cred. Da, era multă lume la festival. Stai, nu mai apar tu? Unde ești? Uite. Ioni! Mainstage-ul a adus și câteva apariții live din muzica românească. De departe, sub Carpați. Bagă camarad, fără ajutor, nu duci treaba până la cap. Bagă camarad. Acum că a fost haos la Afterhills, cred că este evident și din ceea ce ai văzut în acest vlog. Dar asta a fost până la urmă viața noastră on-air, dar mai ales off-air, începând cu data de 31 mai până pe data de 4 iunie. Dacă vrei să vezi toate materialele din seria The Virgin Vlog, îți recomand să te abonezi la acest canal de YouTube. Acum, sigur, dacă ți-a plăcut haosul din acest episod, like! Până săptămâna viitoare, pa!